Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție AgroCapital, așa cum v-ați obișnuit, deja singurul talk show din România care pune preț pe agricultură. Eu sunt Alexandru Andronache și vă dau întâlnire pentru următoarele 90 de minute aici, pe AgroTV, pentru a discuta pe îndelt despre agricultura ecologică. Am invitat pentru dumneavoastră trei sfătuitorii noștri, doi specialiști în acest domeniu, cu care vom atinge și puncte mai sensibile ale acestui domeniu, printre care finanțarea acestui sector și care sunt măsurile din PNDR pe care le puteți accesa pentru o astfel de agricultură. Veți afla și care sunt prioritățile ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, vis-a-vis de agricultura ecologică. Nu uitați nici de numărul de telefon la care ne puteți suna și adresa întrebări pe tot parcursul emisiunii, 031 405 2800. Alături de mine în această seară este doamna Laura Dosoftei, fondator Optima AgroTotal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Bogdan Hosu, fondator Wise Finance. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră! Bună seara, bine v-am găsit! O emisiune spune o specială și asta pentru că vom vorbi despre agricultura ecologică, un subiect la modă în ultima perioadă în România, dar și în Europa. Și prima întrebare ar fi, care este diferența, ca să înțeleagă cei de acasă, între agricultura ecologică și cea bio? Ok. Prima mențiune ar fi că practic nu e nicio diferență. În România se folosește terminologia oficială eco sau ecologic, în alte țări se folosește terminologia bio, în alte țări se folosește organic, funcție de limbaj și de efectiv stabilire oficială, atâta tot, nu e nicio diferență. Bun, pentru a face o diferențiere mai exactă a agriculturii ecologice, vom lua acum un material pentru cei de acasă, ca să înțeleagă exact cum pot deveni fermieri ecologici și apoi revenim cu discuția în platou. Agricultura ecologică, termen protejat și atribuit de Uniunea Europeană României pentru definirea acestui sistem de agricultură, este similar cu termenii agricultură organică sau agricultură biologică, utilizați în alte state membre. Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a ne produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelație cu conservarea și dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri al agriculturii ecologice este producerea de produse agricole și alimentare proaspete și autentice, prin procese create să respecte natura și sistemele acesteia. În etapa de producție la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic, a fertilizanților, a pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor și regulatorilor de creștere, a hormonilor și antibioticelor. În etapa de procesare a alimentelor se restricționează folosirea aditivilor, a substanțelor complementare și a substanțelor chimice de sinteză folosite la prepararea alimentelor ecologice. Agricultura ecologică are o contribuție majoră la dezvoltarea durabilă, la creșterea activităților economice cu o importantă valoare adăugată și la sporirea interesului pentru spațiul rural. Obiectivele, principiile și normele aplicabile producției ecologice sunt cuprinse în legislația comunitară și națională din acest domeniu. Aceste norme, alături de definirea metodei de producție în sectorul de producție vegetală, animalieră și de acvacultură, reglementează și următoarele aspecte legate de sistemul de agricultură ecologică: procesarea, etichetarea, comerțul, importul, inspecția și certificarea. Pentru obținerea și comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele și siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebuie urmat în tocmai. Astfel, înainte de a obține produse agricole ce pot fi comercializate cu mențiunea produs ecologic, exploatația trebuie să parcurgă o perioadă de conversie de minimum 2 ani. Pe durata întregului lanț de obținere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite în legislația comunitară și națională. Ei trebuie să-și supună activitatea unor vizite de inspecție realizate de organisme de inspecție și certificare în scopul controlului conformității cu prevederile legislației în vigoare privind producția ecologică. În România, controlul și certificarea produselor ecologice este asigurată în prezent de organisme de inspecție și certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sigla națională AE, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară, sunt folosite pentru a completa etichetarea în scopul identificării de către consumatori a produselor obținute în conformitate cu metodele de producție ecologică. Consumatorii care cumpără produse care poartă sigla națională și logo-ul comunitar pot avea încrederea că cel puțin 95% dintre ingredientele produsului au fost obținute în conformitate cu metoda de producție ecologică și produsul respectă regulile de producție ecologică. În plus, produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului și numele sau codul organismului de inspecție și certificare.
Așadar, agricultură ecologică, eu o pun egal între hrană mai curată. Da? Deci, pe tot acest lanț pe care fermierii trebuie să-l respecte pentru a face o producție mult mai ecologică, mult mai sănătoasă pentru, practic, consumatorul final. Dar, prima mea întrebare ar fi, care este evoluția agriculturii ecologice în ultimii ani la nivelul întregii Uniunii Europene, la nivelul Europei? Da, agricultura ecologică, exact așa cum ai subliniat foarte bine, înseamnă o hrănire mai sănătoasă, înseamnă o conștientizare a consumatorului final, că practic trebuie să ai foarte mare grijă asupra ceea ce bagi în organism, cu ce te hrănești, care este combustibilul. Trendurile sunt atât în Europa cât și în România în ultimii ani de creștere fulminantă, absolut. Practic am ajuns în 5 ani în România, 2010-2014, la o creștere de 58% a suprafeței agricole din ecologic și la o creștere a numărului de operatori certificați ecologic, așa cum bine a fost subliniat în material, care au certificat și despre care putem fi siguri că produc eco, realmente, o creștere de 358%. Este absolut enorm. Și asta nu se vede doar în România, se vede și în toată Europa. În toate țările, trendurile sunt crescătoare. Într-adevăr, în ultimii 2 ani, ritmul de creștere a fost un pic mai lent. Dar tendința de creștere se menține pe peste tot. Bun, practic asta înseamnă că fermierii români și nu numai sunt mai interesați de această agricultură. Și voiam să vă întreb, domnul Hosu, pe dumneavoastră, de ce există acest trend pozitiv în ultima perioadă? De ce fermierii vor din ce în ce mai mult să se orienteze către această ramură a agriculturii? Așa cum a spus și colega mea, Laura, este un trend pe partea de sănătate, mâncare mai sănătoasă. Sunt sigur că ăsta este unul din motive. De asemenea, dacă faci strict business, dacă faci acest lucru pe un termen mai lung, ai o profitabilitate mai ridicată. Chiar astăzi am avut o delegație din Olanda și am discutat și de agricultură. Și unul din capitole a fost exact exportarea produselor din România către vest, pentru care agricultorul ar avea o marjă de câștig mai mare decât agricultura convențională. Sunt fermierii români din ce în ce mai interesați spre agricultura ecologică și vă întreb pentru că dumneavoastră luați destul de mult, fiind și consultant pe fonduri europene, luați foarte mult contact cu fermierii din țara noastră și vedeți cam ce își doresc ei. Sunt ei din ce în ce mai aplicați sau care sunt principalele lor probleme când vin spre dumneavoastră pentru această parte de agricultura ecologică? Recunosc că există un avantaj în cazul în care te orientezi către agricultura ecologică. În momentul în care accesezi fonduri europene, primești un procentaj mai mare cu 20 de puncte procentuale. Dar ăsta nu este singurul motiv pentru care ei vin, așa cum am spus și mai devreme. În trecut, pe fondurile 2007-2013, existau chiar mai multe avantaje pentru agricultura ecologică. Foarte probabil, în anii următori, Ministerul Agriculturii și AFIRU vor schimba ghidurile și vor aduce mai multe avantaje agriculturii ecologice. Doamna Dosopte, eu voiam să vă întreb, vorbim despre agricultura ecologică, dar care sunt culturile cele mai importante din această ramură în Europa? Adică, la ce ne referim, practic, când spunem agricultura ecologică? Înainte să vă răspund la întrebare, o să vreau să fac o completare la întrebarea anterioară. Practic, din punct de vedere economic, are foarte mult sens pentru fermierii din România să aleagă agricultura ecologică, pentru că, în primul rând, în perioada de conversie, au o susținere financiară prin subvenții mai ridicate decât în agricultura convențională. Apoi, când au trecut de perioada de conversie și câteodată chiar și înainte, au prețuri mult mai bune. Prețurile mărfurilor agricole, ecologice, sunt cu 30-45% mai mari decât prețurile produselor agricole convenționale, mărfurilor agricole convenționale. Deci atunci, da, are sens foarte mult și din punct de vedere economic ca un fermier român să meargă pe partea de agricultură ecologică, chiar dacă e un pic mai dificil la început. Necesită o rigurozitate, o seriozitate foarte strictă, dar practic dacă ai o gândire corectă și știi ce-ți dorești, e clar că o să ai succes. Și revenind acum la culturile care le pot... Revenind la culturi, practic sunt două aspecte aici. Sunt culturile care sunt acum cele mai cultivate și sunt niște culturi care, din punctul meu de vedere, prezintă o valoare mai mare pentru fermieri, pentru că chiar dacă nu sunt atât de mult cultivate ca și suprafață, ele
au un avantaj economic și dacă cunoști exact care sunt cumpărătorii care sunt interesați de aceste produse, e clar că e de mare interes. Ok, culturile care se folosesc cel mai mult acum în ecologic, floarea soarelui, rapiță, cereale, grâu, porumb, grâu durum, grâu cu proteine ridicată, peste 12,5%, pentru că se folosesc în industria panificației. Practic, pastele acelea integrale pe care le vedem noi sau paste din grâu durum, de acolo provin și au ștampila de EU Bio, ștampila, logo-ul de EU Bio. Și apoi sunt alte culturi care sunt mai puțin cunoscute, dar care sunt foarte avantajoase. Îți permit și diversificarea producției, îți permit ca și fermier să ai o rotație, un termen de rotație mult mai lung, poți să ai rotație de 5 ani, poți să ai rotație de 7 ani dacă introduci noi culturi în sistemul acesta, așa că practic pe fiecare cultură în parte îți crești producția, îți crești profitul. Și dintre cele speciale ar fi in, cânepă, facelia, muștar, sunt foarte multe plante medicinale. Eu observ că este o tendință, nu doar printre tinerii din România, în care le susținem că ne numărăm și noi, consumatorul dorește să mănânce din ce în ce mai sănătos. Asta este un lucru pozitiv. Agricultura ecologică, iată, este în expansiune. Există în momentul de față în România, pe produsele care sunt ecologice, nu știu, o ștampilă sau un logo? Pentru că eu aici am dat în posesia logo-urilor pentru produsele care sunt atestate ecologic în România și în Uniunea Europeană. Deci acestea ar fi pentru România, acestea ar fi pentru Uniunea Europeană. Există la noi în magazine, în prezent, produse cu astfel de logo-uri inscripționate? Da, absolut. Și în magazinele mici, dar și în supermarketuri și în hipermarketuri există chiar standuri bio, eco, depinde, fiecare magazin nu denumește cum știe, cum se gândește el. Dar clar, dacă vă uitați pe produse, o să vedeți fie logo-ul european, frunzulița pe fundal verde de obicei, fie o să vedeți logo-ul românesc AE. Și atunci știți clar că e în regulă. Vorbeam și de subvenții un pic mai devreme, comparativ cu vechiul exercițiu financiar, subvențiile pe partea ecologică în noul exercițiu financiar 2014-2020 sunt mult mai mari. De ce s-a optat pentru următorii ani ca aceste subvenții să fie mai mari decât până acum? Iată, acesta este practic un exemplu, pentru că autoritățile din România, dar și din Europa, pun din ce în ce mai mult accent pe agricultura ecologică, nu? Acesta este motivul? Da, este firesc să ai subvenții mai mari pentru că procesul de conversie este dificil. Ce înseamnă dificil? Înseamnă că durează 3 ani de obicei și că fermierul când este în perioada de conversie nu poate beneficia de plusul de prețuri pe care îl oferă agricultura ecologică, dar în același timp el este afectat de minusul de producție. Deci el nu mai poate proteja terenul, nu mai poate proteja plantele, nu mai poate administra produse fitosanitare pe care le cunoaște. Și produsele fitosanitare în ecologic, deși sunt disponibile, ele practic nu sunt atât de mult cunoscute pe piață. Este destul de greu să spunem că acum se stabilizează legislația, se clarifică exact lucrurile pentru organismele de inspecție și certificare, astfel încât ei să poată să avizeze aceste produse pentru utilizare și fermierul să aibă acces la ele, dar încă nu există conștientizare la nivel de masă și oricum ele sunt mai scumpe decât în convențional. Deci, practic, în acești 3 ani de conversie, fermierul cheltuiește mai mult decât înainte și primește mai puțin decât înainte. Și e firesc să aibă un suport suplimentar din punct de vedere financiar. Și la ce subvenții ne referim aici? Observ că a crescut, vreau să mă contează dacă nu este așa, de la 218 euro pe hectar subvenția, da, pentru culturile agricole pe terenuri arabile, la 293 de euro. Nu e vorba de o creștere, e vorba de diferențierea. 293 de euro pentru culturi agricole obține un fermier care este în conversie pe an pe hectar, 218 euro obține un fermier care este deja certificat ecologic. Deci, practic, diferența aceasta este dată de faptul că fermierul suportă o presiune financiară în perioada de conversie și atunci încearcă să fie ajutat prin subvenții. Am înțeles. Vom lua acum un alt material pentru cei de acasă să vadă exact câți fermieri sunt în România în anul 2015 care se axează pe agricultura ecologică. Vom lua acum material și apoi venim cu discuția în platou. La
La începutul anului 2015, produsele ecologice erau cultivate în România pe o suprafață de peste 1 milion de hectare. În doar câțiva ani, numărul fermierilor din acest sector a ajuns la 15.000. Primele reglementări pentru agricultura ecologică în țara noastră au apărut după aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007. Dacian Cioloș, care a fost din 1994 agroeconomist stagiar la Comisia Europeană, a început să studieze modelele implementate în alte țări încă din anii 1990. Ulterior a ajuns comisar european. După aderarea României la Uniunea Europeană, sectorul ecologic a luat avânt, deoarece au început să se acorde subvenții. Oamenii au început să profite, unii chiar într-un mod excesiv, având în vedere că ajunseseră să folosească termenul de ecologic pentru produsele pe care nu le produceau într-un sistem ecologic. Acum, cei care încearcă să-și dezvolte o afacere în sectorul ecologic se documentează mult mai bine și sunt conștienți că astfel de produse se obțin cu investiții mult mai mari decât în cazul celor crescute artificial. Oamenii au înțeles că rolul sistemului de agricultura ecologică este acela de a produce hrană mai curată, în deplină corelație cu conservarea și dezvoltarea mediului. În prezent, fermierii români cultivă produse în sistem ecologic pe o suprafață de 1 milion de hectare, potrivit evz.ro. Cele mai multe ferme de acest fel sunt concentrate în Transilvania, mai exact în județele Cluj și Alba. Agricultura ecologică are un potențial uriaș în România, mai ales că fondurile alocate pentru perioada 2014-2020 depășesc 230 de milioane de euro. Dacă ar fi să facem o comparație între fondurile pentru agricultura ecologică din vechiul exercițiu financiar și cea din 2014-2020, se observă o creștere importantă. Astfel, pentru culturile agricole pe terenuri arabile se acordau 162 de euro pe hectar până în 2013, iar pentru următoarea perioadă se acordă cel puțin 293 de euro pe hectar. Quantumul pentru legume în 2014-2020 pornește de la 431 de euro pe hectar, față de 335 de euro pe hectar cât se acorda până în 2013. În cazul livezilor, sprijinul era de 393 de euro până în 2013 și a crescut la 620 de euro. Quantumul alocat viilor poate depăși 479 de euro pe hectar față de 393 de euro în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2013. Pentru plantele medicinale sau cele aromatice, sprijinul acordat a fost de 270 de euro față de 350 de euro în sesiunea 2014-2020. Bun, subvențiile sunt mai mari, iată, pentru fermierii din țara noastră. Eu voiam să vă întreb, spuneați mai devreme că agricultura ecologică este în expansiune și în țara noastră. Care este suprafața din România de teren arabil care în prezent este cultivată cu agricultura ecologică? Acum am ajuns la 289.000 de hectare, un pic peste. Asta vreau să fac o corecție la materialul anterior. Practic, ea este în creștere. De la începutul trendului, de acum 10 ani, când era un singur fermier care a început să producă, din 2010 eram la 182.000 de hectare și acum am ajuns la 50% în plus. Deci... Exact, practic în ultimii 5 ani de zile o creștere cu 100.000 de hectare, nu? De la 180.000 la 289.000, ceea ce este un semn pozitiv pentru această ramură a agriculturii. Și pentru că vorbim despre agricultura ecologică, nu puteam să nu stăm de vorbă și domnul Ion Toncea, cu foarte multă experiență în acest domeniu. Bună seara, ne auziți? Da, vă aud, bună seara! Vă mulțumim pentru prezența noastră în cadrul acestei emisiuni și voiam să vă întreb pentru început, domnul Toncea, de ce este nevoie de agricultură ecologică în țara noastră? Păi, în primul rând, pentru că e solicitat, produsele ecologice sunt solicitate de piață. În al doilea rând, pentru că avem potențial, adică avem condiții naturale, mă refer la soluri, mă refer la climă, mă refer și chiar la forță de muncă, care ne dă dreptul să practicăm agricultura ecologică. Pe de altă parte, este și un sistem de agricultură din care se poate câștiga. Se poate câștiga având în vedere că prețurile în produselor certificate ecologic sunt mai bune decât cele convenționale. Dar, și, în ultimul rând, este vorba de ceea ce vorbeați dumneavoastră mai înainte, e vorba de subvenții, care au tot crescut. De altfel, trebuie să fac precizarea că subvenția noi o primim sigur numai începând din acest an, pentru că până acum agricultura ecologică n-a fost în Programul Național de Dezvoltare Rurală. La început a fost când s-a proiectat programul, după care
a fost scoasă. Și așa care a fost motivul pentru care a fost scoasă? Ceea ce rămânea de la alte măsuri, sume care erau date pentru a stimula în special pe cei care erau în faza de conversie. Bun, voiam să vă întreb, cum au justificat autoritățile faptul că subvenția a fost inițial inclusă în PNDR și ulterior s-a scos această subvenție? Păi, ce să vă spun, n-am prea primit un răspuns oficial foarte clar. Dar realitatea aceasta a fost. Oricum, eu aș vrea să rețin, asta are mai puțină importanță. Important este, după cum iese din statistica privind evoluția suprafețelor ocupate de acest sistem de agricultură, pe care se practică acest sistem de agricultură, este că au crescut continuu. Deci nu ne-am împiedicat faptul că la un moment dat a scăzut, n-am avut subvenții. Poate acest lucru a fost determinat și de alte măsuri, cum ar fi stimularea celor care practică agricultură ecologică prin acordarea unui procent în plus atunci când a unor puncte, nu în plus, atunci când declarau că, sau sigur, spuneau că fac agricultură ecologică. Pentru achiziția, știți, în proiectele care se depun pentru obținerea de de fonduri pentru achiziția de utilaje, pentru diferite activități, se acordă un punctaj. Cei care făceau agricultură, care fac și în momentul de față agricultură ecologică, obțin un punctaj mai mare. Deci, acestea sunt. Deci vreau să rețină că nu interesul pentru acest sistem de agricultură a crescut constant începând din anul 2000, când agricultura ecologică a fost recunoscută oficial în România și până în prezent, de vreo 16 ori, aproape 17 ori. Am început cu 17.388 de hectare și în momentul de față s-a ajuns la 200, aproape 290.000. Ba chiar în anul 2013 am avut 300.000 de hectare, 301.000 de hectare. În prezent în România sunt peste 15.000 de fermieri care se ocupă de această ramură a agriculturii. La ce să ne așteptăm pentru anii care urmează din acest punct de vedere? Poate că numărul de fermieri, o să crească numărul de fermieri. O să crească, dar poate nu într-un ritm cum au crescut în ultimii ani. Dar ceea ce este foarte important este că va crește, se va diversifica agricultura ecologică, activitățile din agricultura ecologică, vom trece de la cultivarea terenurilor și foarte serios, deci vom trece și la partea, se va trece sigur și la partea de prelucrare a produselor agricole care sunt obținute în sistem ecologic. Potențialul României în domeniul agriculturii ecologice estimat de noi este în jurul a 1,5 și 2,7 milioane de hectare. Deci, vedeți că mai avem multe de făcut până vom atinge, deci va trebui, practic, să creștem suprafața de vreo 6 ori. Ori creștere de acum nu o să mai fie așa de spectaculoase, dar oricum, o creștere comparativ cu anul acesta, în care avem aproape 290.000 de hectare, anul trecut, adică în anul 2014, vorba, avem 290.000 de hectare, eu cred că va fi foarte important. Pentru fermierii care sunt direct interesați de acest subiect, aș vrea să le dați câteva sfaturi. Care ar fi culturile ideale pentru țara noastră? Păi, culturile ideale sunt cele care sunt solicitate, ale căror produse sunt solicitate de piață. Deci la asta trebuie să plece toți producătorii agricoli care vor să facă agricultură ecologică. Sigur, eu mă aștept la mai multe legume. Deja o să
cel puțin așa rezultă din statisticile de până acum, o să avem o producție mai mare de fructe, pentru că suprafața cu livezi în sistem ecologic a crescut foarte mult. Acest lucru este foarte important. De asemenea, o să avem în continuare, desigur, mai ales pentru piața externă, cereale, plante tehnice într-un singur cuvânt, și eu sper și sper și îmi doresc foarte mult, așa cum de altfel și solicită cel mai mult piața europeană, plante leguminoase. Plantele acelea care, pe lângă faptul că ne dau niște produse de foarte bună, foarte bună calitate, bogate în proteine și alte și multe alte și grăsimi și multe alte substanțe minerale, vitamine, acestea au un rol deosebit în ceea ce privește îmbunătățirea calității solurilor, în mod deosebit din cauza însușirii lor de a fixa în mod natural azotul din aer, care e o sursă semnificativă, dar cea mai ieftină. O sursă de azot, mă refer. Vă mulțumesc mult, domnul Tuncea, pentru această intervenție și pentru sfaturile pe care le-ați oferit, practic, fermierilor sau celor direct sigur, interesați. Sfaturi pot fi mai multe. O singură precizare, dar toate acestea trebuie să le stabilească fermierii care vor în funcție de particularitățile de sol și de climă din zona în care se află. Am înțeles. Deci, practic, fermierul, dacă vrea să opteze pentru această parte a agriculturii, trebuie să facă înainte foarte multe cercetări, nu pentru a-și da seama exact pentru ce culturi are disponibilitate terenul pe care îl... Sigur. Da. Sigur. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Cercetările pur și de sol, studiile de sol, de apă, depinde de ce face. Da, trebuie să facă multe, dar le stăm la dispoziție pentru că sunt foarte multe aspecte amănunte din acestea, cum mie îmi place să spun mereu, că, așa cum spunea și Michelangelo, că adevărul se află în amănunte, sunt multe amănunte și noi le stăm la dispoziție, adică mă refer la noi în sensul colegilor noștri de la Fundulea, cercetători și de asemenea din țară, cercetători, dar și reprezentanții și mai ales fermierii care au experiență în acest domeniu. Că sunt mulți care lucrează chiar începând din anul 2000 în acest sistem de agricultură ecologică. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnul Tonce. Vă așteptăm și cu altă ocazie în cadrul emisiunii AgroCapital. Succes! Mulțumim din suflet. Noi acum vom lua o scurtă pauză publicitară, domnilor și domnilor, și revenim apoi cu discuția în platou.